Patru hunedoreni au fost reținuți de oamenii legii pentru trafic de droguri și șantaj. Grupul infracțional plasa droguri de mare risc în jurul școlilor, într-un club din Petroșani, dar și la petreceri private. Printre cumpărători ar fi fost și minori, unii dintre aceștia fiind folosiți la vânzarea drogurilor în schimbul unor cantități pentru consumul propriu. Au fost puse în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară în județul Hunedoara, fiind descoperite și ridicate cantități de cannabis porționate și ambalate, droguri de mare risc, telefoane mobile, grindere, cântare electronice, obiecte purtătoare de urme de substanță, precum și alte mijloace de probă. Din cercetări a reieșit că în luna ianuarie 2023, două dintre persoanele cercetate și o altă persoană ar fi constituit în baza relațiilor de rudenie un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat alte patru persoane, care se sustrag urmăririi penale, scopul fiind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive și șantaj. Membrii grupului infracțional ar fi acționat pe două paliere distincte, unul de procurare și transport, având în subsidiar vânzarea, iar cel de-al doilea de distribuție, în special în zona unităților de învățământ. Din probele administrate în cauză a rezultat că persoanele cercetate în mod repetat ar fi comercializat atât în zona unui club din municipiul Petroșani, cât și în cadrul unor evenimente private, droguri de risc, precum cannabis și rezină de cannabis, droguri de mare risc, precum și substanțe psihoactive, cu sume cuprinse între 100 și 500 de lei pentru o doză. Printre cumpărători ar fi fost și minori, unii dintre aceștia fiind folosiți la vânzarea drogurilor în schimbul unor cantități pentru consum propriu. Se arată în comunicatul emis de Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara. Cu privire la unul dintre cercetați, s-a reținut faptul că ar fi vândut unei minore o cantitate de cristal pe datorie, după care i-ar fi cerut să-i achite zilnic sume de bani cu titlul de dobândă, amenințând-o că, în caz contrar, va avea de suferit atât ea cât și membrii familiei sale. Procurorii DIICOT, biroul teritorial Hunedoara, au dispus reținerea a patru persoane pentru 24 de ore, care au fost prezentate Tribunalului Hunedoara cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.